găsit la specialiști în sănătate. Există viață după accidentul vascular? Ca să aflăm răspunsul, trebuie să știm cauzele, cum se face tratamentul și care sunt șansele de recuperare. Apar tot mai multe cazuri de sifilis, sida, gonoree și alte boli venerice. Simptome, tratament, metode de prevenire, aflăm imediat. Două plante indiene folosite în medicina ayurvedică au efect benefic asupra aparatului genital feminin și asupra sânilor. O să ne explice medicul Carla Fabian. România se situează printre primele țări din Europa în ceea ce privește incidența bolilor vasculare cerebrale și oameni din ce în ce mai tineri suferă astfel de accidente. Cauze, tratament, terapii, șanse de recuperare, prevenție. Aflăm imediat de la medicii neurologi și neurochirurgi. Sunt două tipuri principale de accident vasculare, ischemic și hemoragic. Potrivit datelor statistice, accidentul vascular cerebral ischemic reprezintă circa 80-85% din cazuri. Este foarte important să putem recunoaște un accident vascular încă din prima fază, încă din faza în care apare. De exemplu, dacă fie ne aflăm în situația asta sau cineva din familie se găsește într-o situație, să ne putem da seama dacă persoana respectivă are un accident sau altceva. Simptomele unui accident vascular cerebral depind de partea creierului care a fost afectată. Sunt cazuri în care omul suferă un atac cerebral, dar nu simte consecințe, deoarece nu sunt afectate zone importante din creier. În cazul accidentelor vasculare ischemice sau hemoragice importante, apar semne și simptome specifice. Acestea se fac simțite fie brusc, fără avertisment, fie intermitent, pe parcursul a 24-48 de ore. Printre cele mai importante simptome se numără durerea de cap, care apare brusc și sever, în special în cazul accidentului hemoragic, slăbiciune sau paralizia feței, mâinii sau piciorului, stare de confuzie ori dificultăți în vorbire sau în a înțelege, diminuarea vederii mergând până la pierderea totală a câmpului vizual, amețeală sau probleme de echilibru, dificultăți la scris sau la citit, pierderea controlului urinării sau defecației și, nu în ultimul rând, apare starea de somnolență, de conștiință alterată sau chiar comă. În oricare situație de acest gen, persoana aflată în preajmă trebuie să apeleze serviciul medical de urgență. Dacă vă aflați în situația în care un membru al familiei sau un prieten prezintă o modificare a stării generale care vă poate sugera că ar fi putut să aibă un accident vascular, cel mai important lucru este să sunați la salvare. De ce? Orice măsură ați lua poate să fie periculoasă și să pună în pericol starea pacientului, pentru că, în esență, în cazul unui accident vascular nu sunt foarte multe manevre pe care poți să le faci undeva în stradă sau acasă. Pacientul trebuie monitorizat din punct de vedere al tensiunii arteriale, al glicemiilor, valorii glicemiei, starea de conștientă, trebuie efectuat un computer tomograf pentru a vedea exact ce tip de accident vascular are, fie că este vorba de o hemoragie sau de o ischemie, pentru că în acel moment tratamentul este total diferit. De aceea, dacă vă aflați în situația în care bănuiți că un pacient suferă de un accident, este bine să-l duceți la spital. Îngrijirea medicală de specialitate este imperios necesară, mai ales în situația în care accidentul este provocat de un chiar de sânge. Evidențele unui accident vascular pot fi observate în urma unei scanări cu un computer tomograf sau în urma unui remene la nivelul creierului. Astăzi avem la dispoziție investigații imagistice bune, cum este remeneul prin difuzie, care ne permite diagnosticarea, evidențierea și stabilirea întinderii unui accident vascular ischemic chiar din momentul producerii acestui. Sunt situații în care pacientul cu accident vascular este trimis de neurolog la medicul neurochirurg. Pentru accidentele hemoragice, care sunt patologia care se adresează mult mai frecvent neurochirurgului decât cele ischemice, rolul nostru este de a îndepărta efectul de masă exercitat de hematom. În cavitatea cerebrală se produce o sângerare. Acel sângerare determină un efect de masă, comprimă creierul, care este, în mod normal, constituit dintr-o substanță relativ elastică și plastică. După un accident vascular cerebral, trebuie instituit un program care să cuprindă toate tratamentele și terapiile de recuperare fizică și psihică a pacientului. Efectele neurologice importante determinate de accidentul vascular rămân.
și înseamnă o terapie importantă, poate chiar terapie intensivă pentru pacienții care sunt într-o stare mai gravă, după aceea o terapie medicamentoasă importantă, după aceea transferul lor sau internarea în centre de recuperare neuromotorie, care joacă un rol important. Un om care a suferit un atac cerebral este dependent de medicație toată viața. Toată viața, da, toată viața, și trebuie odată la 6 luni, la un an, să te prezinți din nou la medicul neurolog, să-ți refaci un set de analize, să vezi care este starea generală pe care o ai. De asemenea, trebuie să ținem cont și de următorul aspect. Mulți pacienți care au suferit un accident vascular sau mai multe au un risc foarte mare de a dezvolta o demență vasculară, iarăși o boală care ar trebui foarte bine investigată și monitorizată în timp, pentru că ea se agravează și generează o patologie tragică. Tratamentul medicamentos este un tratament care, în general, controlează factorii favorizanți ai accidentului vascular cerebral. Este medicația cu care, în general, pacientul vine din spital. Șansele de recuperare a pacientului care a suferit un accident vascular depind de mai mulți factori, cum ar fi zona creierului în care s-a produs atacul, starea neurologică, dar și evoluția la terapie intensivă. În primul rând, depinde de întinderea accidentului vascular, atât pentru cel hemoragic, cât și pentru cel ischemic. Cu cât întinderea accidentului este mai mică, adică cuprinde sau afectează un teritoriu cerebral mai mic, cu atât șansele lui de supraviețuire, deci în ceea ce privește mortalitatea, cât și de a rămâne cu deficite neurologice, adică morbiditatea, sunt mai bune. Există accidente vasculare care se pot recupera complet. Mă refer la ce anume, la deficitul motor sau la deficitul verbal, tulburarea de limbaj. Există multe cazuri în care pacientul se recuperează complet. Cele mai multe cazuri însă finalizează cu un deficit motor restant sau cu o ușoară tulburare de limbaj. Dar există și cazuri în care nu prea recuperează. Și atunci pacientul rămâne invalid, rămâne imobilizat la pat, în scaunul cu rotile. Cert este că primii 2 ani sunt vitali și primele 6 luni sunt cele care ne arată un prognostic pe termen lung al evoluției pacientului. Există o serie de factori de risc ce pot determina apariția atacului cerebral. Principalii factori de risc pe care ar trebui cu toții să-i știm sunt următorii. Pe de-o parte este hipertensiunea arterială. Orice persoană care are o tensiune crescută și nu este bine controlată medicamentos se supune unui risc de a face un accident vascular. Un alt factor de risc foarte important este diabetul. Diabetul zaharat, care apare la vârsta a doua de obicei, foarte frecvent duce la apariția unui accident vascular. Un alt factor de risc este prezența unei fibrilații atriale. Foarte multe persoane de vârsta a doua, a treia, suferă de fibrilație atrială. Probabil că nu își dau seama cât de important este tratamentul acesteia și, lăsând-o netratată, se supun unui risc de a face un accident vascular. Un alt factor de risc foarte important este dislipidemia, respectiv, pe înțelesul tuturor, acea stare, acea condiție când valorile colesterolului total și a lipidelor sunt crescute. Pacientul trebuie să știe că o dietă și un tratament medicamentos care să-i scadă colesterolul este extrem de important. Riscul de accident vascular cerebral crește odată cu vârsta. Se dublează la fiecare 10 ani după 55 de ani. Înainte de 55 de ani, bărbații sunt mai predispuși decât femeile la atacuri cerebrale. După această vârstă, riscul este același pentru bărbați și pentru femei. Cu toate acestea, femeile au un risc mai mare decât bărbații de a muri în urma unui accident vascular cerebral. Un aspect care îngrijorează însă lumea medicală este vârsta din ce în ce mai tânără a celor care suferă atacuri cerebrale. Din experiența mea din spital pot să vă spun că, statistic vorbind, există o creștere alarmantă a accidentelor vasculare în ultimii ani. Pot să spun că în ultimii 5 ani avem din ce în ce mai multe cazuri de accidente vasculare, foarte multe hemoragice, care au un prognostic prost, multe dintre ele fiind chiar fatale. Și ceea ce mi se pare și mai trist și mai îngrijorător este faptul că vârsta la care apar accidentele vasculare este din ce în ce mai mică. Foarte mulți pacienți de 40 de ani, chiar și mai tineri. Am avut cazuri de fete sau băieți de 20 de ani cu accident vascular hemoragic, cu hipertensiune la 20 de ani.
Accidentele vasculare, atât cel ischemic cât și cel hemoragic, pot fi prevenite. Asta presupune însă un stil de viață sănătos și respectarea unor reguli. Prevenția înseamnă că trebuie să facem totul posibil pentru a evita factorii de risc care determină un accident vascular. Creierul este un organ care are capacitate mare de refacere, însă nu se poate regenera în totalitate. În timp, se pot recupera anumite funcții anterior alterate. Cu toate că 15-30% dintre pacienții cu accident vascular rămân cu cel puțin o dizabilitate permanentă, mai mult de jumătate din restul acestora reușesc să-și recâștige majoritatea funcțiilor independent. Sprijinul moral și fizic din partea familiei și prietenilor este foarte important în reabilitarea pacientului. Recuperarea necesită multă răbdare, dare minime cunoștințe medicale și un suport material adecvat. Pe lângă ajutorul fizic, de cele mai multe ori contează sprijinul emoțional, în special în momentele în care apare depresia. Consider că susținerea familiei este crucială, cel puțin în etapa inițială de recuperare a pacientului. Familia trebuie informată, trebuie educată și trebuie să se implice activ, deși acest lucru presupune un efort colosal din partea ei, un suport de 24 de ore din 24, 7 zile din 7. În Europa, numărul de cazuri noi la 100.000 de locuitori în ceea ce privește bolile vasculare cerebrale se situează între 100 și 200. În România, incidența este de 200 de cazuri la 100.000 de locuitori, număr care ne situează printre primele țări din Europa în ceea ce privește incidența bolilor vasculare cerebrale. Potrivit specialiștilor în neurologie și neurochirurgie, pentru reducerea incidenței accidentelor vasculare cerebrale, trebuie să se pună accent pe prevenție și educație. Oamenii chiar trebuie să ia foarte în serios problema dietei alimentare și a factorilor de risc care predispun la un accident, pentru că dacă mergem pe principiu, mie nu mi se va întâmpla. Medicii trag un semnal de alarmă. La cabinete se prezintă din ce în ce mai mulți pacienți cu boli venerice. Nedescoperite la timp și netratate corespunzător, bolile cu transmitere sexuală pot genera complicații severe și uneori provoacă moartea persoanei infectate. Semne și simptome, tratament, metode de prevenire, ne spune medicul dermatovenerolog Ioana Chebac. Bolile venerice pot fi transmise prin contact sexual, dar și pe alte căi, cum ar fi atingerea obiectelor infectate. Riscul de contaminare cu aceste boli este mai mare în cazul vagabondajului sexual, dar și atunci când nu este folosit prezervativul ca mijloc de protecție. În ceea ce privește vârsta persoanelor expuse la infectarea cu boli venerice, medicii au constatări surprinzătoare. O anumită categorie de vârstă, deci bolile cu transmitere sexuală se fac foarte frecvent. Înainte erau între 18 și 24 de ani. Acum am început de la 13, 14, 16. Să nu vă faceți niciun fel de problemă că dacă studiezi mai mult nu poți să faci o boală cu transmitere sexuală. Cred că imaginația oamenilor este așa de bogată încât, indiferent cât ar citi și cât s-ar documenta, pici așa împăcat câteodată. În zona genitală, simptomele bolilor venerice se manifestă prin secreții neobișnuite, dureri în zona pelviană, arsuri, prurit, senzație de iritație, dureri în timpul actului sexual sau la urinare. Prezența acestor simptome nu este obligatorie. Unele dispar de la sine, deși infecția rămâne în organism până la tratare sau cronicizare. Printre cele mai grave boli cu transmitere sexuală se numără sifilisul cu diversele sale stadii, primar, secundar, latent și terțiar, la care se adaugă și tipul congenital în care boala se transmite de la mamă la făt. Îți place o persoană foarte tare, nu ți-i cont că există prezervative, nu ți-i cont că există metode de igienă personală. Te duci, ai o noapte sau câteva ore de plăcere, în ghilimele zicând așa, și te trezești că după o perioadă de 21 de zile, în cazul sifilisului sau luesului, te trezești că prezinți o rană la nivelul sferei genitale, o rană care nu te doare, nu face febră, nu-ți dă chiar disconfort, e pur și simplu o imagine, este o ulcerație, să zic, în cazul sifilisului primar.
treci ușor, că el se poate pasa foarte ușor, trece perioada aceea când nu te zizești nici că ți-a prins ganglionii, pentru că ganglionii din sfera respectivă nu sunt dureroși, aici este, pentru că boala asta este o boală parșivă. Deci nu și te trezești că vine la tine în cabinet că a făcut o urticarie. De fapt, acea urticare nu e urticarie. Este faza a doua a sifilisului sau este sifilisul secundar. Boala este provocată de Treponema pallidum, o bacterie de formă spiralată. Primul simptom în cazul sifilisului primar este apariția unei leziuni pe piele numită șancru. Aceasta este în 40% din cazuri o ulcerație unică, fermă, nedureroasă, fără mâncărimi, cu o suprafață curată și contur regulat, cu diametrul între 3 mm și 3 cm. Apare într-o perioadă cuprinsă între 3 și 90 de zile după contactul cu persoana infectată. Apoi șancrul erodează și apare ulcerația, care doare doar în cazul traumatic sau al suprainfectării. În sifilisul secundar, simptomele pot să apară între 3 și 6 săptămâni, determinând apariția silfidelor, niște pete mici, roz pal, care pot sau nu să iasă în relief pe piele. În sifilisul secundar apar stări asemănătoare gripei, cum ar fi lipsa poftei de mâncare, dureri de cap, musculare și de articulații. După acest stadiu se instalează sifilisul latent sau cel terțiar. Au fost cazuri când au trecut peste faza primară a sifilisului, au trecut peste faza secundară și s-au pomenit în faza terțiară, adică în cea de-a treia fază, când deja se mai complică lucrurile, perioadele de latență sunt lungi, între 3 și 20 de ani. Acum n-aș mai putea spune că am mai întâlnit asemenea cazuri. Foarte rar și am văzut unul sau două cazuri de neuroluies, pentru că faza a treia deja începe cu modificări la nivel cardiovascular, la nivel neurologic, cutanat, chiar cutanat și articular, și atunci se complică. În ultima perioadă, rareori persoana infectată mai ajunge în stadiul terțiar. Accesul la informație permite identificarea simptomelor în stadiul primar sau cel secundar și bolnavul se prezintă la medic, unde se stabilește diagnosticul. Începe distracția, de fapt. Distracție care de cele mai multe ori se lasă cu lacrimi. Pentru că sunt persoane care sunt căsătorite, sunt persoane care au soție, dar pe lângă soție au una, două, trei prietene și invers. Și atunci, când îți dai seama că, așa cum vorbeam, este într-o fază a doua a sifilisului, începi să-i faci și analize. Prima analiză este analiza de sânge, foarte importantă. După aceea este analiza, dacă îl surprinzi într-o fază mai, să zic, într-un sifilis, într-o perioadă primară, există ultramicroscopia. După aia e tratamentul. Tratamentul nu se face la întâmplare. Tratamentul se face după ce ai edificat afecțiunea, după ce ai făcut o anumită stadializare. De obicei, primele injecții în cadrul sifilisului se fac în spital. Următoarele se fac în centrele medicale arondate personajului. După ce stabilește diagnosticul, medicul dermatovenerolog inițiază tratamentul. S-a scurtat tratamentul sifilisului, odată cu descoperirea erei penicilinei în 43. După aia au apărut substanțe mult mai elaborate, mult mai sofisticate. Schemele prin Organizația Mondială a Sănătății s-au modificat și acești bolnavi beneficiază, dacă pot să spun așa, de un tratament mult mai scurt, dar mult mai riguros. Și dacă ar înțelege că trebuie să vină și la control, ar fi foarte bine, pentru că sifilisul sau luiesul beneficiază de terapie foarte bună, dar pacienții au senzația că dacă și-au făcut cele 3 sau 4 injecții, nu mai au nevoie. Există acea monitorizare a acestor pacienți care pe o perioadă de un an și doi trebuie să prezinte la medic pentru ca să se repete acea serologie, care se face de obicei din sânge. Mulți pacienți rămân pe viață cu o serologie pozitivă într-o anumită parte a unei reacții, dar nu mai sunt contagioși. Dar asta nu înseamnă că mai sunt transmițători. Dar asta nu înseamnă că dacă ai făcut odată sifilis, nu l-ai face și a doua oară. Poți să-l faci, bine mersi, ai terminat tratamentul, te duci iar inconștient într-o zonă din aceasta și poți să-l repeți, adică nu dă imunitate. Și pentru acest motiv, boala asta se poate repeta de N ori. Din păcate, medicii constată în timpul consultației că pacientul nu are o singură boală venerică. Pentru că există aceste boli. Sifilisul ar fi una, dar ea, în momentul în care ai contactul sexual și nu știi cu cine l-ai, poți să iei sifilis, poți să faci gonoree sau blenoragie, poți să faci uretrită,
deci inflamația uretrei, vulvovaginită la femei cu clamidia, care este un virus, un bacterie, cu micoplasmă, poți să faci candidomicoză, deci un fung candida albicans, sau poți să faci trichomoniază. În astfel de cazuri se stabilește o schemă terapeutică în scopul tratării pe rând a bolilor cu transmitere sexuală pe care le are pacientul. Ce se întâmplă în situația asta? Că îți vine așa, îi faci secreție vaginală și găsești trichomonas candida. Îi faci examen de sânge și găsești sifilis. Tratezi întâi trichomoniaza, care se tratează în 24 de ore, și după aceea încep să tratezi sifilisul. În situația identificării cazurilor de boli cu transmitere sexuală grave, cum ar fi sifilisul, ar trebui inițiate anchete epidemiologice. În perioada comunistă, astfel de anchete erau obligatorii. Acum lucrurile stau altfel. Cu părere de rău trebuie să spun că în spitalele noastre înainte existau niște anchete epidemiologice foarte serioase. Și sifilisul se strângea, practic puteai să depistezi foarte bine sursa, pentru că îți venea o notă informativă mică, așa o adeverință, și te chema la control. Acum se mai scapă de treaba asta, pentru că și tratamentele sunt mai scurte, există multe cabinete particulare unde se pot trata. În această ediție am acordat o atenție specială uneia dintre cele mai grave boli cu transmitere sexuală, sifilisul, asociată în multe cazuri cu infecția cu HIV, dar și cu alte afecțiuni veneriene. În edițiile viitoare vom prezenta în detaliu și alte boli din categoria celor cu transmitere sexuală, cu atât mai mult cu cât este considerată necesară o educație sanitară și antiveneriană a populației la ora actuală. Medicina ayurvedică are un leac excelent pentru sănătatea femeii care se confruntă cu probleme hormonale. Despre ce leac este vorba, aflăm imediat după publicitate. Rămâneți cu noi! Problemele hormonale feminine pot fi tratate cu plante în medicina ayurvedică. Două plante indiene au efect benefic asupra aparatului genital feminin și asupra sânilor, explică medicul Carla Fabian. Orice femeie își dorește să fie frumoasă, să aibă încredere în ea, să fie admirată. Starea ei psihică depinde însă de echilibrul hormonal, care determină aspectul fizic în general și aspectul și dimensiunea sânilor în special. Așa că orice femeie trebuie să țină seama de variațiile hormonale specifice organismului. Aceste variații sunt cele care influențează silueta femeii și dimensiunile bustului ei. Nemulțumirea celei care nu se vede în oglindă așa cum își dorește își găsește soluția în medicina ayurvedică. Există plante din fitoterapia indiană care conțin estrogeni, fitoestrogeni, pentru că sunt plante, sunt hormoni proveniți din plante și care au efect tonic asupra aparatului genital feminin, asupra tuturor etajelor aparatului genital feminin, inclusiv asupra sânilor. Plantele indiene folosite în Ayurveda pentru a împlini femeii nevoia de a fi frumoasă conțin anumite substanțe benefice. Una dintre plantele cele mai cunoscute în fitoterapia indiană pentru acest efect este Vidari sau Pueraria tuberosa. Aceasta are un conținut ridicat de fitoestrogeni care au un efect extrem de benefic asupra organismului femeii. O altă plantă este Shatavari, Asparagus racemosus, este o rudă cu sparanghelul. Această plantă oferă femeii o stare de foarte bună vitalitate, o stare stenică extraordinară, are un efect foarte bun asupra aparatului genital feminin prin conținutul mare de estrogen pe care îl conține. Combinația celor două plante favorizează și asimilarea calciului în organism și menținerea densității osoase normale la femei. Este utilă, de asemenea, în tratarea bufeurilor, a transpirațiilor și iritabilității, tulburări specifice premenopauzei. De asemenea, contribuie la desfășurarea normală a proceselor digestive și a celor responsabile de eliminarea apei din organism.
Medicul spune că remediul naturist indian se administrează de la o anumită vârstă. Chiar dacă vorbim despre un remediu pe bază de plante, care știm că nu are contraindicații, totuși este important să respectăm ritmul de maturizare hormonală al organismului. Și din acest motiv, aceste plante se administrează în general persoanelor de sex feminin peste 14 ani. Totuși, combinația plantelor indiene are și unele contraindicații. De asemenea, datorită conținutului mare în fitoestrogeni, această plantă are și anumite contraindicații de administrare, adică nu se va administra cu 3-4 zile înaintea menstruei și în timpul acesteia, nu se administrează în cazul în care femeia suferă de diverse afecțiuni, și anume nodul la sân, chisturi ovariene, hipertensiune arterială, edeme de diverse cauze și osteoporoză. În cazul femeilor care nu au astfel de probleme, pe lângă efectul regenerant și tonic asupra aparatului genital, combinația plantelor amintite susține funcțiile sexuale și contribuie la menținerea echilibrului psihic al femeii. Acest lucru este extrem de important pentru femei care de multe ori, luate în vârtejul activităților zilnice, uită de aceste stări de bine și de plăcere pe care ele trebuie să le trăiască în mod constant și continuu. Ediția de astăzi a emisiunii Specialiști în Sănătate a ajuns la final. Ne mai puteți vedea pe site-ul naționaltv.ro și pe pagina noastră de Facebook. Ne reîntâlnim vinerea viitoare de la aceeași oră pe Național TV. Până atunci, la revedere!